Ciorbeinska armia zaraz demonstruje cudo. Proszę najbliższą wojnę armii w Europie. Protest la Lisabona, în centru. Câteva sute de ucraineni și simpatizanți s-au adunat aici la manifestație. Mai devreme au strigat cei ce au strigat grănicerii cei de pe insula Șerpilor, la somația corabiei și militare rusești care le zicea să se predea și ce i-au trimis undeva și toți 13 se pare că au fost omorâți de armata, de flota militară rusă, pentru că apărau patria. Cam asta se întâmplă în estul Europei și aici, în extremul vest al Europei, al Oceanul Atlantic, oamenii suferă, oamenii protestează, oamenii se împotrivesc. Multe drapele ucrainene pe culorul galben-albastru. Și monumentul ăsta e colorat în galben și albastru. Probabil autoritățile, primăria Lisabonei l-au colorat așa, nu cred că organizatorii protestului. Spune că au eliberat insula aceea, da, da. Cu ce preț? Mulți ucraineni sunt aici la muncă, la studii. Puțin probabil că sunt turiști, mai degrabă deja au apărut refugiați. Oh, you put it in.
turiști curioși vin de pe pietonală să vadă ce se întâmplă aici. Și probabil își amintesc că e război în Europa. Și că avem un nou Hitler. Hitler. Care nu-ți mai satură de pământuri. Imaginați protest atât de mare, cu atâta lume și nici un polițist prin preajmă. Haideți vă arăt unde, cât de departe stau forțele de ordine. Ca să fie de învățătură și pentru jandarmeria română și pentru Poliția de Republica Moldova, carabinieri, cine se mai ocupă de proteste. Ia că unde este poliția. Jandarmerie la margine. Vedeți la ce distanță de protestatari. E adevărat că lângă ambasadă au pus gardul cam departe și poate ați văzut, am făcut protest cum am putut, dar la distanță mare, că 23 de metri scrie în lege. Da, aici, în piață, iată, stă imnul, cred că.